Trecem la piața cripto, care începe ziua de astăzi pe verde. Capitalizarea sectorului crește cu 3% în ultimele 24 de ore și ajunge la 983 de miliarde de dolari. Bitcoin își găsește echilibrul în jurul pragului de 19.800 dolari, adică o creștere de aproape 4% în 24 de ore. Aprecierea criptoactivului vine după o scădere bruscă până la nivelul de 18.100 de dolari, nivel la care nu a stat mult timp. Ethereum, a doua cea mai mare criptomonedă după capitalizare, care crește cu 3,4% în 24 de ore, până la 1.330 de dolari. Printre cele mai performante criptomonede se numără cele ale exchange-urilor descentralizate SushiSwap și Uniswap. Sushi înregistrează o creștere de 23%, iar Uni de 11% în ultimele 24 de ore. Sentimentul din piață este de frică extremă. Indicele care măsoară acest lucru ajunge la 24/100. Mergem la Alexandru Hobin cu Crypto Influencer. Bun găsit! Bună, Alex. Ce s-a întâmplat cu Bitcoin? De ce a scăzut așa până la 18.100 și apoi și-a revenit la 19.800 dolari? Nu mai este nimic de mirare faptul că vedem astfel de mișcări în piață. În primul rând, trebuie să fim conștienți că în acest moment piața cripto este strâns legată de știri. Așa că am avut știrile pe CPI în America ieri, da? Pe data de 13, dacă nu mă înșel, așa. Și mai CPI a ieșit pozitiv. Piața cripto este, bineînțeles, legată de tot ce înseamnă S&P, valută în acest moment, stocks și așa mai departe, pentru că pur și simplu a ajuns în punctul în care, din punct de vedere moral, a devenit un asset similar cu orice alt asset pe care îl folosesc investitorii. Și pur și simplu, datorită știrilor, avem parte de astfel de mișcări, nimic neobișnuit, aș putea spune. Alex, în acest bear market, DeFi-ul a câștigat destul de mult teren. La ce n-am putea aștepta în continuare de la Uniswap și SushiSwap? Într-adevăr, a câștigat destul de mult teren, dar asta din perspectiva mea, deoarece piața de retail a scăzut destul de mult. Și cumva există cam același număr de investitori pe zone nereglementate, pentru că vorbim de DeFi zone nereglementate, doar că în comparație cu un număr extrem de scăzut al retailerilor. Părerea mea este că zonele DeFi vor rămâne în continuare o bună perioadă de timp cumva în umbra zonelor reglementate, pentru că banii investitorilor ar trebui întotdeauna securizați sau trebuie să existe cineva responsabil de acești bani. Pe când în zonele de DeFi, datorită numeroaselor probleme de securitate și numeroaselor hack-uri, mai puțin probabil ca investitorii, cei care rulează milioane de dolari, să rămână în această zonă. Mulțumim, Alex, ai o zi plină de câștig. Cu mare drag. Mersi frumos.